Mulțumim lui Dumnezeu că suntem în casa lui și dorim ca Domnul să ne vorbească prin cuvânt și prin duh sfânt. Amin. Amin! Dragii mei, aș vrea să vă adresez o întrebare direct părinților. Ce ai vrea să învețe copilul tău să strângă. Ce ai vrea să învețe copilul tău să strângă? Și până dumneavoastră vă gândiți, vreau să vă aduc salutări sfinte din partea fraților mai mari de la cultul creștin Pentecostal din România, acolo unde slujim împreună cu fratele Daniel. Frații mai mari vă transmit salutări sfinte! Vreau să vă aduc salutări sfinte de la Reșița, de la bisericele surori, Cezarea și Izvorul Vieții și vreau să vă aduc salutări sfinte și din partea familiei mele. Înainte de a răspunde la această întrebare, mai am două întrebări. Și începem cu copiii. Câți dintre voi, ca și copii, mai mici sau mai mari, nu ați făcut nicio greșeală cu privire la părinții voștri. Hai să facem altfel. Câți dintre copiii care sunt în seara aceasta aici recunosc că cel puțin odată au greșit față de părinții lor, prin neascultare sau sub o altă formă? Copiii care au greșit față de părinții lor pot să ridici o mână. Cine nu ridic o mână se gândește, poate ar fi bine să le ridic pe amândouă, știți cum e. Am început cu ei, fiindcă vine o întrebare pentru părinți. Câți dintre dumneavoastră ca părinți nu ați făcut nici o greșeală ca părinți? n-am făcut ca la ei să ridicăm mâna sus că am greșit, dar dacă e cineva care nu o greșit niciodată ca părinte, poate să ridice o mână sus. Iubiți frați și surori, vrem să învățăm din cuvântul Domnului și întrebarea era ce ați vrea să învețe copiii dumneavoastră să strângă. E adevărat, cel mai important lucru să strângă cuvântul Domnului. Doamne ajută-ne! Dar altceva să mai strângă? sau numai să risipească? Eu cred că părinții s-ar bucura foarte mult și atenție copii la ce vă spun. În special mama s-ar bucura foarte mult dacă fiecare copil după ce mănâncă ar lua farfuria și ar pune-o acolo în ghiuvetă sau de ce nu, în mașina de spălat vase și totul să se rezolve. Vă spun un secret, dacă vreți ca mami să rămână tânără, faceți lucrul ăsta și o să vedeți că se întâmplă. În 2-3 ani va fi diferență între familia unde copiii strâng farfuria și unde copiii lasă tot împrăștiat. Ce ați mai vrea să învețe copiii dumneavoastră să strângă? Unii dintre dumneavoastră ziceți, vorbește, Doamne, vorbește, că noi le toți spunem, da, să strângă hainele. Vă adunați hainele? Spunea cineva, măi, m-am dus și eu să verific dulapul copilului meu. Apropo, când ați făcut ultima dată inspecție, verificare în dulap? mama sau tata să facă inspecție în dulapul copilului. Ei acum zice, abia așteptăm să se termine programul, că direct la dulap ne ducem. Și cineva s-a dus la copilul lui, la dulap, și l-a deschis. Acum voi aveți altfel dulapurile aici, la noi din alea mai înguste, și când o deschis, o picat o grămadă de haine. Și zice, părintele, ce cu hainele astea? Păi zice, toate smurdare trebuie duse la spălat. Dar el nici nu le-a împrăcat. Înțelegeți cum or veni de la spălat, le-a băgat așa. Sistem modern de împachetat hainele. Ce să mai strângă copiii noștri? Spunea un frate, să strângă banii. Nu știu cum ați crescut dumneavoastră, oricum nici care dintre dumneavoastră care sunteți la o vârstă, nu cred că ați crescut de bani gata, cum zice românul. Nu cred că părinții au zis, nu no, vă dăm bani cât puteți cheltui voi. Și vedeți dumneavoastră, noi câteodată le dăm la copiii noștri mai mult decât trebuie. Recunoașteți copii că vă dă părinții bani mai mult decât trebuie? Ei zic s-ar putea și mai mult, că generația asta au un dar de împrăștiere. Eram copil, vă zic cu rușine din viața mea, exemple negative, și nu prea eram cu strânsul farfuriilor, nu prea eram nici cu hainele, nici cu notele bune la școală. Noi în România așteptăm ca guvernele din țările de unde sunt români să facă reclamație acolo la noi la București, și să zic că, mă, românii și în special ei apocăiți, iau toate notele bune din școală. La ceilalți nu le rămân decât note slabe. Așa o reclamație așteptăm să vină. Și mi-aduc aminte, într-o zi am zis la mama, mama, știi ce? Vreau să-mi cumpăr și eu ceva. Atunci, pe vremea noastră, s-au inventat puștile, dar nu puști de ăștia de omorât oameni, era o pușcă cu ventuză și cu o țintă, așa. Cine are undeva în jurul vârstei 50, poate și aduce aminte. Și am zis, dăm -mi și mie niște bani să-mi iau... Și mama au zis, vase strânse, nu, haine strânse, nu, note bune, nu, ascultare, așa și așa, nu-ți dau bani. A procedat bine mama sau nu a procedat? Ce zic copiii, tinerii? N-a procedat bine. Va a procedat bine, vedeți? Ei vă spun cum trebuie să procedați cu ei, nu cum cumva să faceți greșeli. Și mi-aduc aminte că vroiam pușca cu ventuze. Și pentru prima dată în viața mea, timp de 40 de zile la școală, cu leuțul ăla care mi-l dădea să-mi iau un corn ceva, l-am pus deoparte, cum zice românul, leu pe leu. Prima dată în viața mea am, am postit, să zic așa, de gustare de la școală, 40 de zile. Când am învățat din Biblie cum e să postești 40 de zile oamenii a lui Dumnezeu, aveam ceva habar. Colegii mâncau gustare și eu, de o parte, că și dacă te uiți la ei, știi, nu. Și într-o zi mi-am cumpărat pușca aceea. A fost primul exercițiu în viață de economisire. Vrem să învățăm copiii noștri să strângă din ce le dăm. Doamne, ajută-ne! Amin, amin. Acum știu că n-a zis prea tare amin, dar dacă aș zice Domnul să-i ajute să strângă, cum ar fi aminul? Amin? amin, amin. Mai puternic, dar noi trebuie să învățăm. Iubiți frați și surori, în această seară învață-l pe copil să strângă cuvântul. Dacă celelalte învață sau nu învață, vor avea probleme în viață și când vine vârsta, când profesorul nevoia învață, știți, profesorul ăsta nevoie e cel mai specialist și apoi îi învață. Dar dacă nu învățăm să strângă cuvântul lui Dumnezeu de când sunt mici, îi bai mare. Am pus întrebarea aceasta câți dintre dumneavoastră nu ați greșit niciodată ca părinți. Vreau să vă spun că în urmă cu 25 de ani am devenit părinte. Noi n-am putut să avem copii și Dumnezeu a făcut o minune și ne-a dat copii. După șase ani de căsnicie, slăviți să fie Domnul, Dumnezeu ne-a dat copii. În momentul în care s-a născut primul copil, fata cea mare, m-am bucurat foarte mult. Dar m-am și speriat. Am realizat faptul că conduceam o mașină, aveam permis de conducere și conduceam o mașină, fiindcă am făcut școală de șoferi. Făceam injecții, fiindcă am făcut o școală de asistent medical. Și am devenit părinte, fără să am o școală de părinți. Și unele greșeli le-am făcut ca și părinți, fiindcă n-am făcut o școală ca părinți. Mi-aduc aminte că m-a rugat Domnul și am zis, Doamne, dacă ar fi o școală așa, pe înțelesul nostru, tare m-aș duce să învăț. Desigur, Dumnezeu ne-a ajutat ca părinți, am avut părinții noștri, am întrebat. Dar atunci, Domnul mi-a zis, vine vremea să fie o școală pentru părinți. Și în vremurile acestea, Dumnezeu ne-a dat viziunea să pornim o școală pentru părinți. Și școala aceasta pornește de la versetul din Scriptură, Proverbele 22 cu 6, care spune, învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Dragii mei, aș vrea să vă întreb câte ore sunt într-o săptămână. Cine știe să răspundă? Fără să faceți pe telefon. Socoteala. Poate că unii spuneți, frate, atâta muncă că nu mai știm de ele. Câte ore sunt, totuși, într-o săptămână? 168. Ca să înțelegem mai bine rolul părinților. Ce rol au părinții în educarea copiilor? Am adus aici o panglică, o panglică care are 168 de centimetri. Deci, pentru fiecare din or oră din săptămână, îi câte un centimetru. Și, practic, de aici pornește școala părinților creștini poate cu altă ocazie, sub formă de întâlnire, sfătuire, vom ține și alte seminarii pentru părinți. În 168 de ore să vedem unde stau copiii. Undeva, aproximativ 10 ore, poate peste 10 ore, copiii petrec la biserică. Copiii dumneavoastră petrec la biserică, slujbele de peste săptămână, repetiții, slujbele de duminica, amândouă, amândouă, la școala duminicală, cealaltă slujbă cu părinții în biserică. Biserica are un rol în educarea copiilor noștri, dar ca și ore, destul de puțin, aproximativ 10 ore. N-am făcut socoteala cum e la voi, dar dacă depășiți 10 ore, îi și mai bine. Doamne ajută! Amin, amin. Apoi copiii petrec aproximativ 30 de ore la școală. Știm că aveți o școală creștină și vă încurajăm să vă dați copiii la școală creștină. Cu altă ocazie, poate o să povestim mai mult despre importanța școlii creștine. Și apoi copiii petrec multe, multe, multe ore. Unde? În familie. Acum, dacă îi puneți pe internet, e treaba voastră. În familie. Aproximativ 120 de ore. Acum vă întreb eu, ce influențează mai mult educația copiilor noștri, ținând cont de timpul unde petrec copiii noștri orele din săptămână. Ce influențează mai mult? Mă zice, frate, copiii mei nu prea mai vin la biserică. Sigur îți vinovați învățătorii de școală duminicală, liderii de tineret, conducerea bisericii. Păi biserica îi are 10 ore. Dacă îi aduci, dacă nu îi aduci, nu-i are nici atât? Frate, știi, școala. Tocmai de aceea o școală creștină cu principii creștine e mult mai bună decât o altfel de școală. Și scopul școlii este să-l învețe pe copil munca și meseria. De aici și culoarea galbenă. Da, sunt patriot, sunt român, poate vidor de tricolor. Biserica care treabă cu pământul și cu cerul, de aia e cu arbastru, școala galben, oare de ce galben? Păi nu zice vorba românului, meseria, meseria, brățară de aur. Acolo avem voie să purtăm mai multe brățări, adică mai multe calificări, mai multe meserii, altfel de brățări nu. Și dacă părinții nu-și fac datoria, fraților, vă rog să nu vă supărați pe mine, sau puteți să vă supărați, să ne pocăim toți și amin. Dacă părinții nu-și fac datoria, în primul rând, devine nu-i biserica sau școala, în primul rând, devine ești tu și eu ca și părinte. Domnul să ne vorbească în seara aceasta. Amin. Și dacă visați la noapte o panglică lungă, lungă și roșie, de ce roșu? Pentru că roșu luptă. Și dumneavoastră știți că copiii noștri, așa cum zice vorba românului, copil cu minte, mai departe nu zic, bătălia se dă la nivel de copil și diavolul luptă la nivel de copil și alții care vor să ne fure copiii la copiii cât mai mici caută să aducă tot felul de învățături și atunci normal că nu-i ușor. Nu mă gândește de câte lupți cu el să nu ajungă pe tehnologie. Sau spui, mă frate, am găsit rețeta. Zice, pe vremuri când aveam o durere de cap, luam un piramidon, care sunteți de o vârstă, știți că piramidonul ăla era bun. Așa de bun a fost încât să o înlocui cu alte medicamente mai scumpe, înțelegeți? o tabletă de piramidon. Zice, acum ca să îmi treacă capul, durerea de cap sau să nu mă ia durerea de cap, le dau la copii o tabletă, dar nu de piramidon. O tabletă de aia să butoneze, ei stau liniștiți, dar mai târziu veți vedea efectul. Suntem în seara aceasta să învățăm la școala părinților creștini. Și o să rog pe colegi să pună PowerPoint-ul care l-am pregătit. Suntem la seminarul Învață-l pe copil să strângă. Dragii mei, scopul acestei școli, deja acum copiii și tinerii zic, bă, ce bine că și pentru părinții noștri e o școală. Nu e o școală așa cum e pentru voi, e o școală din Cuvântul lui Dumnezeu și o școală care să ne ajute în viață. Să ne ajute în viață ce? Să devii un părinte după inima lui Dumnezeu. Cea mai înaltă calificare pe care poți să o primești este să fii părinte după inima lui Dumnezeu. Vedeți, dumneavoastră, unii sunt părinți buni, unii sunt altfel de părinți, avem seminar și cu categorii de tipuri de părinți, însă când ajungi la stadiu să fii un părinte după inima lui Dumnezeu, faci cu copiii tăi ce cere Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Amin? Cum ar fi să citim odată cuvintele acestea? Știu că nu se prea obișnuiește, dar noi cei care lucrăm și cu copiii, dacă citim și repetăm, ne rămâne mai bine. Vă rog să citim odată. Doi și... Copiii ăștia zic, bă, părinții ăștia noștri nu știu ce vor. Ori vor să devină după inima lui Dumnezeu, ori nu. Hai să încercăm să citim o dată cu viață. Doi și Părinte, Dumnezeu să ne ajute. Vă rog să vă gândiți la lucrul ăsta. Orice părinte ar trebui să lupte. Luptăm în viață pentru multe lucruri. Luptă de azi înainte să devii un părinte după inima lui Dumnezeu. Ca să știi cum trebuie să fii, în primul rând, Cuvântul lui Dumnezeu. Acolo ne învață. Apoi, viziunea școlii este ca în fiecare biserică să se țină anumite seminarii de genul acesta, părinții să nu se poată dezvinovăți. Oricum, nu ne putem dezvinovăți înaintea lui Dumnezeu. Dar, totuși, dacă nu cunoști anumite lucruri despre dezvoltarea copilului, dacă nu cunoști anumite pericole care sunt la categoriile de vârstă îi mai greu să previi anumite probleme. Și atunci, ca să nu te poți dezvinovăți înaintea Domnului, dar și ca să devii un părinte după inima lui Dumnezeu, vii la întâlniri, seminarii, conferințe, cum le numim, ca să învățăm cum să devenim un părinte după inima lui Dumnezeu. Când Dumnezeu mi-a dat această viziune, eu eram așa de liniștit la lucrarea cu copiii a zis, bă, în viața asta și dacă aș mai trăi, îi atât de mult de lucru cu învățătorii, să instruim, să... Însă când Dumnezeu mi-a dat această viziune, mi-am dat seama că e cel mai greu. Să lucrezi cu copiii ușor. De acord copii, e ușor. Să lucrezi cu tinerii, e un pic mai... cum? Mai ușor sau mai greu, rămâne de văzut. Dar să lucrez cu părinții, să auz expresii, mă, ăla vine să mă învețe pe mine, cine e ăla? Nu-i ușor. Însă, dragii mei, Dumnezeu m-a chemat să fiu un rob al lui în această slujire și fie că ne convine, fie că nu ne convine, trebuie să luptăm pentru copiii noștri ca eu și casa mea, cum spunea Iosua, să slujim Domnului. Doamne, ajută-ne! Dumnezeu mi-a dat și un moto, părinții deștepți învață din greșelile lor. Unii sunt așa de deștepți că nu învață din greșelile lor. N-ați întâlnit părinți care au zis, bă, eu le știu pe toate și merge din eșec în eșec? Părinții înțelepți învață din greșelile altora. Nu-i judecă pe alții. Văd ce-au greșit alții și zice, băi, eu nu fac așa, Caută să devii cât mai repede un părinte înțelept. Pentru a deveni un părinte înțelept, un părinte după inima lui Dumnezeu, haideți să mergem mai departe, să vedem de ce e important să îl învățăm pe copil să strângă Cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce aș vrea să vă mai spun, această școală, această lucrare, îi pe șapte module. Știi, în România spune, când copilul cu minte, spune, are cei, cum? Cei șapte ani de acasă. Noi ne bucurăm foarte mult când întâlnim românii noștri care n-au uitat nici limba românească, nici înțelepciunea poporului român și deasupra tuturor n-au uitat cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a dat viziunea să scriu cărțile acestea, deocamdată e prima. Vă rog să vă rugați lui Dumnezeu să îmi dea putere și sănătate, să pot să fac lucrarea aceasta. Dumnezeu să scoată bărbați care să facem lucrarea aceasta, sub autoritatea Domnului și a conducerii bisericilor. Vedeți dumneavoastră în carte scrise mai multe. Ce vreau să specific, cartea care rămâne este Biblia. Amin? Amin, asta e fără greșeală. Alte cărți sunt bune care ne ajută, și cartea aceasta. În cartea aceasta veți citi mai multe decât putem spune în seminarii, și în cartea aceasta veți găsi multe greșeli pe care le-am făcut ca și părinte. De ce credeți că am scris greșelile noastre aici? Ca să deveniți părinți înțelepți, puteți să ne judecați. Nu ne supărăm, dar un părinte înțelept învață din greșelile altora. Și fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea asta să învățăm din greșelile altora și să nu-i judecăm. Amin? Amin? De ce? Cartea aceasta, dacă vreți, la sfârșit este acolo pe coridor. Dumnezeu mi-a dat darul ăsta să scriu. Eu nu pot să iau bani pentru mine pe darul care mi l-a dat Dumnezeu. Așa că tot ceea ce dumneavoastră veți dărui acolo va merge în lucrarea Domnului. Eu i-am zis Domnului, Doamne, când am ce mânca și ce îmbrăca, n-am treabă cu cărțile și cu lucrurile acestea, apoi îmbrăcați sunt, nu mă întorc în dungă, că se vede omul din lăuntru care a crescut și dă în afară, așa că dacă doriți să citiți mai mult și credeți că vă este de folos, la ieșire puteți să luați o donație cât considerați dumneavoastră. Noi avem mai multe proiecte. În vara asta vrem să facem evangelizări pe stradă pentru copii. În România avem încă libertate. Când adunăm copiii și le vorbim despre Domnul Isus și le dăm un tricou și le dăm ceva dulce, că na, la copiii trece prin stomac tot și în zone mai grele ale țării vin și părinții lor. Și știți ce e interesant? Că o predică pentru adulți, unii copii nu pricep. Dar o lecție biblică pentru copii o pricep și părinți. Dacă vreți să sprijiniți lucrarea, puteți dărui acolo. De ce este importantă strângerea cuvântului? În primul rând, îi cel mai bun mecanism de frânare împotriva răului. Uitați ce spune versetul 11, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Un copil, un tânăr, un adult care strânge cuvântul, și colegul meu Daniel, la vremea lui, va veni cu modele practice și cu idei practice cum să strângem cuvântul, un asemenea om, copil, tânăr sau adult, cuvântul se acumulează. Și când vine pericolul, la fel ca și când conduci mașina, când vine pericolul, Duhul lui Dumnezeu declanșează un cuvânt, un cuvânt pe care l-ai memorat, un cuvânt al Scripturii, și spune pericol. Și dintr-o dată se declanșează frâna și te oprești la timp. Bineînțeles, dacă vrei, dacă vrei să te duci în păcat, nu te mai oprește nimeni. Și de aceea e important copiii să strângă cuvântul și nu doar ei, și eu și tu, ca și adult, ca să ne putem opri la timp. Dumneavoastră, în România, sunt sigur că ați condus mașina Dacia, modelele mai vechi. Hai să văd cine poate să ridice mâna care o condus o Dacia. Așa. Poate vidor de o mașină Dacia. Adevărul e că nu aveau senzori. Dar cu o sârmă și un patent rezolvai cam jumătate din reparații. Și mi-aduc aminte că spunea cineva: Am avut nevoie de mașină, nu aveam, era o urgență, m-am dus-o împrumut și mi-au dat-o. Și au zis: Ai grijă, toate bune la ea, dar ai grijă că prinde frâna la pedala a doua sau a treia. Asta era o problemă. Dacă vrei ca frâna ta să prindă bine, să nu păcătuiești și copilul tău să frâneze la timp, să nu păcătuiască, la frână asta mă, mă refer, învață-L pe copil să strângă cuvântul. Doamne, ajută-ne! De ce să-L învățăm pe copil să strângă cuvântul? Cuvântul lui Dumnezeu și accelerație. Când citești în cuvânt și vezi minunile Domnului, păi îți crește credința și te apuci de treabă, de slujire, de, de lucrarea Domnului. De ce să-l învățăm pe copil să strângă cuvântul? Cuvântul lui Dumnezeu, dacă vreți, e cel mai bun stimulant natural pentru o creștere normală și accelerată. Vedeți, dumneavoastră, nu știu aici cine mai cultivă ceva, dar poate vi dor să mergeți în țară, să mai luați sapa, să mai mergeți la prășit un pic sau ceva, așa, legume în grădină, una alta. În România avem două variante. Punem chimicale și crește, dar crește fără gust, sau punem gunoi de graj și crește, poate crește mai încet, dar crește sigur și legumele le au și gust. Ei, dați-mi voie să vă spun, dacă ar fi să comparăm așa, cuvântul lui Dumnezeu e acel îngrășământ Natural, bun, cel mai potrivit, care, așa cum pui la un pom sau la o legumă, la ceva, trebuie să-l pui în viața copilului tău. Diferența lui că, dacă în România pui îngrășământ de graj și pui mult și nu plouă, ce se întâmplă? Se arde. Diferența la cuvântul lui Dumnezeu e că poți să pui cât mai mult, nu arde. Dă creștere. Slăvi să fie Domnul. Vedeți, dumneavoastră, noi mâncăm. Și acum nu mai vă pun să ridicați mâna, dar dacă ar fi să întreb la cine-i plac prăjiturile, cu siguranță ar ridica mâna. Unii frați ar zice, mă, dacă soția le face, nu o să fac supărare soției mele. Mănânc. Mie îmi plac prăjiturile foarte mult, se cam vede pe mine. Păi cât vârsta mai permite, mănânc. Și soția îmi face creme și zice, dragă soțule, îți tai o bucățică. Bucățică. Zic, dragă soția, cum îi tava, nu una pe lățime, una pe lungime. Și când mănânc, ori mâncăm, ori ne jucăm, nu? N ai văzut copilul când nu mănâncă, te tot străduiești să-l să fac, să fac, să faci să mănânce. Când mănânc așa cu poftă și mult, Mă gândesc, oare din cuvântul lui Dumnezeu tot așa mult mănânc? La o anumită vârstă nu mai permite organismul ca la tinerețe. Dar cuvântul lui Dumnezeu, cu cât bagi mai mult, nu faci diabet saharat, nu faci tensiune arterială, nu crești în kilograme. Cu cât bagi cuvântul lui Dumnezeu mai mult, cu atât face mai bine sufletului. Doamne, ajută-ne! Prima mea meserie a fost de asistent medical și am lucrat pe terapie intensivă și mi-aduc aminte cum într-o zi acolo la noi, la terapie intensivă, a venit o femeie. Când m-am uitat mai bine, păi era de la noi, de la biserică, o soră. M-am interesat repede, avea în urma nașterii ceva probleme și a făcut septicemie, adică infecție de aia în tot organismul și nu se știa dacă scapă. Era o soră cu care am copilărit, era de vârsta mea. M-am dus la doctoriță și am zis, doamna doctor, asta e pocăită de-a mea, e de la mine, de la biserică, fă ceva să scape. El zice, Sami, nu e așa ușor cum crezi tu. Și eu prescris ce să-i bag. O perfuzie și acolo trebuia să-i bag 20 de milioane, nu de dolari, 20 de milioane de penicilină. Am tineretul ăsta nu știe ce e penicilina. Câți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte, poate în România, când făceați injecție penicilină? Deci nu știai îți trece boala de la inject, penicilină, sau de cum te durea piciorul după ce îți făcea. De obicei se dă cam 4 milioane pe zi, în 4 injecții. În România încă se mai practică. Să știți că, cum e vorba românului, penicilina e sfântă. E un medicament care nu și-o pierdut valabilitatea, ci acționează pe virus, pe tot ce vreți, pe infecții, pe bacterii. Și când am văzut, așa m-am dus și am zis, doamna doctor, 20 de milioane de penicilină, păi nu moare, și atunci doctorița mi-a zis un lucru care dacă noi îl aplicăm legat de cuvânt e perfect, mai ales pentru vremurile astea în care trăim. Mi-a spus așa, Sami, în situații de criză se dă omului de 3, 4, 5 ori doza normală și se numește terapie de șoc. Adică de 3, 4, 5 ori cât ar fi normal. În loc de 4 milioane, eu dau 20 de milioane. Nu, zic, hai să văd și pe asta, eram la început. I-am pus perfuzia, a doua zi am pus perfuzia, a treia zi o înviat, în câteva zile o ieșit din spital și-i vie și acum sora. slăvi să fie domnul! Dar am luat învățământ. Dacă în situații speciale se dă doză, dublă, triplă sau mai mult sub supraveghere medicală, dragi părinți, pentru vremurile în care trăim, trebuie doză dublă, triplă din cuvântul lui Dumnezeu. Mai mult cuvânt nu strică, mai multă tehnologie poate, dar mai mult cuvânt nu strică. Desigur, nu trebuie să-i faci copilului o durere. Discutam cu un frate, păstor, zice, mă, Sami, știi cum am ajuns eu păstor? dar zice să nu mai ajungă nimeni cum am ajuns eu. Cum? Păi zice, am fost așa, copil mai neastâmpărat, când făceam o boacănă, primeam pe să să citesc câte o carte din Biblie, nu știu câte capitole din Biblie. Nu, nu, sub forma asta de durere, sub o formă plăcută și fratele Daniel va veni, va veni cu, cu idei practice, copilul să strângă cât mai mult cuvânt. Doamne ajută-ne! Numai știți cum e, dacă copilul vede pe tata sau pe mama la butoane și el trebuie să se ducă să citească Biblia, ce credeți că o să facă? Se duce și citește și când ajunge la o anumită vârstă zice Voi, voi care mă obligați să citesc și voi erați pe butoane, dar dacă copilul vede pe părinte că citește, cât e de mic așa, 2-3 ani, vine pe lângă mama, pe lângă tata, vrea și el să aibă Biblia lui, răsfoiește și el Biblia, nu știe să citească, dar știe că e o carte importantă. De ce să-l învățăm pe copil să strângă cuvântul? Cuvântul lui Dumnezeu produce stabilitate. Dacă baci cuvântul lui Dumnezeu când e copilul mic, când va crește mare, nu că nu ți se va face inima așa cât un purec pe la adolescență, că avem teamă, dar oricum vei sta mult mai liniștit. Ți-ai făcut datoria și cuvântul ăla lucrează. Psalmistru spune în psalmul 37 cu 31, legea Dumnezeului său este în inima lui și nu îi se clatină pași. Dacă vrei când copilul tău ajunge la adolescență să nu se clatine și să nu te clatini nici tu, Bagă cuvântul lui Dumnezeu. Hai să facem aplicație. Adul la biserică. Nu lipsi de la casa Domnului. Pune la o școală creștină. O aveți aici. Plătești, da, plătești, dar să știi că e investiție. Nu e așa o chestie că plătesc, că, o, oh, ce greu mi Dacă vrei să plătești puțin, plătește puțin acum să meargă la școală, și mai târziu nu plătești. Dacă vrei să plătești mai mult după aceea, dă la acum la o școală în lumea largă și după aia ai ce plăti după el. Toată viața. Dacă vrei copilul tău să nu-i se clatine și mai ales la adolescență, apoi orele alea multe care e cu tine în casă, caută să baci cuvântul lui Dumnezeu, sub o formă sau alta. Nu, nu mi-o luat în nume de rău. Eu am adunat multe din lucrare și vi le zic. Unele se potrivesc, unele nu. Am întâlnit odată un părinte supărat. Zice, Sami, mi -s necăjit, Mă, ce cu tine? Nu mai vin copii la biserică? Nu, mă, nu vin la biserică, dar uite ce mi-au făcut. Zice, de fapt, mi-am făcut-o eu cu mâna mea. Zic, ce-o fi? Zice, i-am pus pe copii timp de nu mai vreau să greșesc, poate trei luni de zile, să învețe câte versete vor ei din Biblie. Și le-am promis că pentru fiecare verset învățat îi dau un euro. Deci nu au fost nici în România, nici în America, au fost în Europa. Și zice, să vezi ce mi-au făcut. Și eu mă așteptam să zic că nu au învăța niciun verset. Bă, zice, au venit copiii fiecare cu sute de versete învățate, și când o trebuie să dau sute de euro, zic, frate, mulțumește Domnului că euro -ia i ai dat pentru ce trebuie. De acum, dacă le-ai dat bani când au nevoie de papuci, de haine, au de unde să cumpere. Eu nu zic să faceți așa, dar fiecare dintre dumneavoastră veți putea găsi soluții. Vedeți, dacă un lucru nu e important pentru noi, găsim scuze. Nu se poate, nu pot, nu pot. Și dacă un lucru e important pentru noi, găsim soluții. Frate drag, soră dragă, roagă-te Domnului și îți va da soluții. Nu mai vreo șapte, opt, zece metode de cum să învățăm pe copii să strângă cuvântul, le va prezenta în seara aceasta fratele Daniel. De ce e important să strângem cuvântul? Pentru că schimbarea minții, metanoia, a vieții, a direcției în viață, și a veșniciei mai ales, nu o putem face nici măcar cu medicamente. Credeți-mă, dacă ar fi un medicament, să plătesc 10.000 de euro pentru el și să zic, băi, dau la copilul meu medicamentul ăsta și îi pocăi toată viața. Să nu credeți că sunt om cu bani. La România nu-i chiar așa ușor, dar cum v-aș strânge bani să iau medicamentul ăla, aș plăti să fiu sigur. Însă, schimbarea veșniciei, direcției în viață și a minții nici măcar nu te costă bani. Doar că trebuie să pui cuvântul acolo. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar, credința vine în urma auzirii cuvântului. Dacă copilul aude cuvântul, dacă și memorează cuvântul, la talantul negot sau mai știu eu alte metode dăm voie să-ți spun, vine vremea când acel cuvânt, că tot cuvântul zice despre el, după cum ploaia și zăpada nu se întorc fără, cu atât mai mult cuvântul lui Dumnezeu. Cerurile și pământul va trece, dar cuvântul lui Dumnezeu nu va trece fără să se împlinească. Apoi putem spune multe despre cuvânt, dar în seara aceasta, să ne dea Domnul râvnă, pasiune, înțelepciune, să-i punem pe copii să strângă cuvântul. Amin? Amin? Eu zic că puteți face concurs în casă. Cine strânge mai mult cuvânt? Dacă vreți, faceți concurs și între familii. Asta e o concurență bună. Care frate strânge mai mult cuvânt? Nu ca să vă lăudați, dar să vă mișcați spre cuvânt. Doamne ajută-ne! Iubiți frați și surori, se pune întrebarea care sunt stadiile vieții, stadiul vieții cel mai potrivit când să strângă omul, copilul, cuvântul. Și începem, în alt seminar prezentăm stadiile vieții omului, poate cu altă ocazie. Începem cu vârsta 0-7 ani. Bă, frate, e mic. Știi cum zice românul? Unul a făcut o șmecherie cu o oaie și a venit miliția, că era pe vremea lui miliția, și a zis, nu spui nimic. Și vine miliția, unde-i tatăl tău? Eu sunt mic, nu știu nimic. Nu știu nimic. Tata am pot jupoaia oaia, mama am sobă, face ciorbă. Cât e de mic și zici că nu știe, să prinde de el cuvântul sau dacă nu baci cuvânt, se prinde alte șmecherii. Am auzit la oameni din lume, copil de un an și un pic, când spune primele cuvinte care le pricep, spune o înjurătură. Bă, cum l-au putut să învețe o înjurătură? Și copiii noștri nu pot să învețe să zică Dumnezeu, la o anumită vârstă să zică Tatăl nostru, să învețe versete. Mi-aduc aminte la talantul negoț când am dat drumul la varianta de memorare și pentru copii care nu sunt la școală preșcolari. Într-un an, o venit un copil mic, 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 al fratele păstor Neluțu Suciu de la Baia Mare. Și tata lui mic de statură, dar copilul și mai mic, avea vreo 5 ani. Și în anul ăla nu mai știu ce carte din Biblie a fost la memorare, Păi, dar când o recitat ăla cuvântul și o spus și o făcut și gesturi, Păi nici n-am avut îndoială când va crește mare, că nu-l va folosi Dumnezeu să fie predicator. Învață cuvântul, devine predicator, învățător, învățătoare de școală duminicală. La vârsta aceasta, lor le place să asculte istorioare. Și părinții trebuie să le spună. Istorioare din Biblie să le povestească minunile Domnului, cum spune Asaf în Psalmul 78. Apoi, Copilăria mijlocie, 7-14 ani. Avem aici în sală copii de 7-14 ani, o mână sus. Copiii care au între 7 și 14 ani. Dar mai ridicați mai sus mâna, că e de bine, nu i de rău. așa. Păi la vârsta asta deja încep să citească și la vârsta asta poți să-l ajuți să învețe să strângă cu spor. Păi dacă știe să citească, îl ajuți să strângă cu spor. Apoi, vârsta asta adolescenței prelungite, 14-21 de ani. Câți din sala au între 14 și 21 de ani? O mână sus. Na bine, băieți, de vreți să nu greșiți la însurătoare, citiți cuvântul. Eu dacă aș fi domnișoară de măritat, să, să fie așa, eu când ar veni un băiat la mine să zică ceva, i -ar zice, mă, florile sunt bune, zâmbetul e frumos, când și la trombon, ia să spun eu niște întrebări din Biblie. Sper că nu mi-am făcut dușmani. Sper că nu mi-am făcut dușmani. Și apoi să știi că, soră dragă, domnișoară, dacă îl verifici așa, ori se pocăiește, ori se Sprângește, se duce și te scapă domnul de cineva care vrei să știi cum să fie soția? Păi acolo un cuvânt, citește, anuma Proverbe 31, bagă tot cuvântul că cuvântul le are pe toate, nu? La vârsta asta e un pic mai greu. Vârsta asta e vârsta tranziției și vârsta asta dă bătăi de cap, de-aia doare tare capul pe ei. Mă baiul că ne doare și pe noi câteodată și inima, nu numai capul. Și la vârsta asta noi îndemnăm să strângă cuvântul, la unii bine, dar la unii trebuie să uzi cu multe lacrimi. Dacă ai semănat în copilărie, la vârsta asta te rogi și uzi și Dumnezeu va face să crească. Stadiul tinereții timpurii, 21-28 de ani. Hai să vedem câți dintre dumneavoastră au între 21 și 28 de ani. No, la vârsta asta să mai strângi cuvântul? Păi cum să nu-l strângi? Cuvântul te învață pentru viață. Te învață să nu te bași prea tare la bănci. Sau la, cum îi le zice, cardurile alea de credit. Că le-a stare periculoase îl iei, îl folosești și după aia, Doamne, zi și rugăciun și post, ajută-mă să achit înapoi. Vârsta asta e când vor mult și nu știu ce vor. Nu-i cazul celor de față. Nu s au îngălbenit niciunul la față, așa că ei nu-s băgați. Totuși la vârsta asta e bine să strângi cuvântul. Dacă deja ești căsătorit, ești părinte, păi îl strângi și pentru tine, îl înveți și pe copil să strângă. E vremea când deja cuvântul dă recoltă și e vremea când trebuie să fie deja stabilitate. Și în altă parte spun că la vârsta asta cel mai bun profesor e profesorul nevoia. Poate cu altă ocazie vorbim de acest profesor specialist un alt stadiu mai, mai lung de viață, 28-49 de ani. Hai să vedem câți dintre dumneavoastră aveți între 28 și 49. Bă, nu, bă, nu prea vreți să ridicați mâna. V-ar place să aveți mai puțin, nu? La o anumită vârstă am vrea să avem, la... Nu, la vârsta asta mai strângem cuvântul. Frate, dar am citit Biblia de câteva ori, dar deja știu cuvântul. Ar trebui să mai strângem. Păi deja către 49, așa, începe să se mai șteargă din memorie. Dacă nu aveți încă probleme, să știți că vine. Uh, uitarea îi grea, dar e frumos. Păi nu e așa de frumos să uiți greșelile aproape Să uiți, să uiți pe cine ți dator, aia nu că dai faliment, da? să uiți greșelile aproape La vârsta aceasta, trebuie să strângem mai cu spor și deja recoltăm și în viața noastră, și în viața copiilor noștri, și apoi unii poate că pe la 50 de ani, plus, minus, devin și bunici. Vezi bunicul cu bunic acolo, cum îl învață pe nepoțel, ia o carte de aia cu istorioare biblice, cu imagini, cu... La vremea potrivită, va fi și o lucrare cu bunicii, ne rugăm Domnului. Eu deocamdată nu sunt să văd cum o fi să fiu bunic. Dar la vârsta 49-70, eu nu pot să ridic până la ce, dar aici pot să ridic, că trecut de 49. Câți aveți 49? Aici mai strângem cuvântul. Noi la Reșița, ca și biserică, ne-am propus, la un moment dat, să citim Biblia cu biserică. Astăzi am discutat și cu fratele păstor și mi a arătat proiectul care îl aveți la biserică. Noi vrem să-l împrumutăm, era să zic să-l furăm, să-l împrumutăm, să-l punem și în alte părți unde avem acces la învățători și așa mai departe. Și la începutul anului s-o promovat, s-o spus tot, și eram spre sfârșitul anului și zic, mă, fraților, eram la comitet, cum e cu citirea Bibliei? Bă, zice, să am întreabă tu în biserică. Nu, no, întreb. Era spre sfârșitul anului, fraților, care dintre voi au citit Biblia, toată Biblia, sau e aproape să o termine? Eram pe vremea aceea 850 de membri, după aceea am construit cealaltă biserică, izvorul vieții și suntem în două biserici, atunci eram împreună. La 850 de membri, Câte mâini ați fi așteptat să se ridice că au citit toată Biblia? Câte? Câte, frate pastor? trei sute. Și ar fi puțin, măcar jumate din biserică să citească toată Biblia într-un an. Ca să nu zică fiecare ar trebui. Bun, nu numai citirea și împlinirea, da? Și mi-aduc aminte că nu ridicau frații mâinile. A zis, mă, fraților, dacă ridicați mâna, nu înseamnă că vă dați mari. Eu știu că sunteți meriți, dar hai să. Și s-au ridicat cinci mâini. Noi, cei din comitet, nu ne-am pus la socoteală că știe Domnul în dreptul fiecăruia cum eram. Și între, trei, între cei cinci era o soră undeva în jurul vârstei 70. Și Duhul Domnului zice, du-te și discută cu ea. Și m-am dus să discut, zic, soră, ai citit? Da. De câte ori ai citit anul ăsta toată Biblia? Îi greșit să citești de două ori într-un an toată Biblia? Nu e greșit. Mai mult cuvânt, rezultate mai bune. Frate, nu-ți spun, zic soră, spunem așa pentru mine. Până la urmă, sora mi-a zis, am citit toată Biblia în anul acesta de opt ori. Da, acum sora era la pensie, avea timp pentru pensionar de opt ori pe an, pentru nepersionari măcar o dată pe an. Pentru tineret care e pentru căsătorie, măcar de două ori, ca să nu dai greș. Mai bine citești mai mult. Desigur, fiecare în viața lui cum crede, dar cu cuvânt și cu mai mult cuvânt. Ajută, și vă zic că nu mi au picat bine, Domnul să mă ierte, că știe Domnul cum eram eu cu citirea Bibliei. Și am zis că sora asta toată viața, așa am gândit, eu nu o citi Biblia și acum înainte de moarte recuperează. Zic, bine, bine, soră, dar în ultimii 10 ani, de câte ori ai citit toată Biblia? Sora zice, nu, îți spun, nu, Bă, soră, spunem, zic, acum o oprind. Acum o oprind. Zice, în ultimii 10 ani, cu tot cu anul acesta, am citit toată Biblia de 40 de ori. Slăvi să fie Domnul! Și Doamne ajută! Vă spun, fraților, când trebuia să predic, mă uitam în sală dacă e sora. Nu se poate să citești Biblia de 40 de ori și să nu știi nimic. Dar se poate într-o viață de pocăit să nu citești măcar dată toată Biblia. Fiecare dintre noi să ne cercetăm. Poate ești pocăit de atâția ani și n-ai citit toată Biblia odată. Sau poate ai citit odată și ai zis, bă, am luat examenul la cateheză, îți botezat. De acum nu zice Biblia că printre noi nu sunt mulți înțelepți. Nu e așa mai... Nu, no, nu, no, nu. No. Copilul lui Dumnezeu folosește manualul. Biblia, Doamne ajută-ne! Iubiți frați și surori, e foarte important să strângem cuvântul pentru noi, să învățăm pe copiii noștri să strângă cuvântul și credeți-mă, cea mai puternică, cea mai puternică moștenire pe care putem să le-o dăm, îi cuvântul pe care îl ajutăm să-l strâng, să strângă, zestrea. Cuvântul pe care îl ajutăm să strângă și un nume bun pe care noi, părinții, cu ajutorul lui Dumnezeu, ni-l păstrăm toată viața. Doamne, ajută-ne să strângem cuvântul, amin. Doamne, ajută-ne să ne învățăm copiii să strângă cuvântul. Amin. Și dacă îi pedepsim că nu strâng vasele sau altceva, e treaba noastră, dar cu cuvântul cât mai mult cuvânt. Doamne, ajută-ne, amin.